Bună, Simona! Bună, Marius. O să facem conceptul continuu cu doamna care a crescut maimuțe și a vorbit despre bebeluși. Nebunia lui pe lume. Și care primește informații de la Institutul Tavistock cu mare resetare și în ordine mondială. Deci suntem în trend. Suntem în actualitate. Aliniați. Aliniați. Și discutam înainte puțin despre faptul că noi avem impresia că stăpânii sunt de vină. Singurul scop este să ne scadă populația, să ne elimine pe noi. Asta este singurul scop, dar a fost dintotdeauna scopul ăsta al lor. Ei au mai făcut resetări de genul acesta. Da, și le-a reușit. A schimbat istoria, 1000 de ani i-au adăugat. Și mai departe. Ideea este că stăpânii ăștia la lume suntem noi. Și din cauza asta nu se poate face nimic decât dacă noi ne desprindem de materie. Stăpânul la lume este, de fapt, imaginea la oglindă a lăcomiei noastre. Și dacă nu scazi lăcomia, atât cât ai lăcomii, ei vor fi acolo și vor veni constrângător pe noi. Deci, divinul prin ei ne desprinde de lumea aceasta, de materie, pentru că lumea este secundară și nea din viață. Și ca să putem să supraviețuim, pentru că nu mai avem energie subtilă, pentru că ne-au mâncat-o mall-urile, mașinile, casele, Vacanțele. vacanțele, ne-au luat viața și nu mai avem energie. De unde știi că nu mai avem energie? În momentul în care nu avem patim și nu ne putem opri din ele, este o dovadă faptului că suntem, nu avem viață, nu avem forță. Sufletul nu are forță să se opună la atracțiile vieții. Aha, și materia ne mănâncă. Și ne ia, da, suntem pradă, suntem, mănâncă din noi. Se hrănește cu sufletul nostru. Și stăpânitorul acestei lumi este diavolul. Și diavolul e în posesia noastră. Ce antichrist, că toată lumea așteaptă să vină, e în noi. A fost dintotdeauna în noi. Și acum este exacerbat. Este exagerat. Și cu cât omul accentuează mai mult și pune pe prim plan fericirii la aceste lumi, cu atât acest diavol se întărește, acest satana. Noi ne închinăm la satana, de fapt. Toată civilizația modernă este o civilizație satanică. Civilizațiile dinainte, cum erau civilizația de la țară, erau o hipercivilizație. Sau civilizațiile retrase în păduri tropicale sau ascunse, triburi de genul acesta, ele sunt hipercivilizații. De ce? Pentru că n-au standarde de excelență și acceptă viața așa cum este. Deci ei unesc contrariile. Nu împartă bine și rău. Deci aceea este o hipercivilizație. Și culmea și ridicolul de pe lume, hipercivilizație este lumea de la țară și la noi în România există în continuare o lume care își conservă toate obiceiurile, deci lumea de la țară este o hipercivilizație, dar lumea de la oraș este o civilizație decăzută, degradată. Da. Și vezi și tu, spre exemplu, lumea de la oraș este sub amenințarea a toate. Toate o amenință, nu? Lupte, războaie, boli și mai departe. Cu tremure. Pe când lumea de la sat este, se conservă, nu se mișcă nimic acolo. Nu are nicio amenințare. E un fel statut așa, adică Patriarhală, da. nu prea se întâmplă mare lucru, dar nici nu prea ai ce să faci. A, Adică nu, nu. Au viață activă. da, altceva în afară să te ocupi cu... Ca animalele, cu crescutul, cu toate alea, au activitățile lor specifice. Și Da. destul. Așa, asta e viața. Nici nu ai timp pentru Nu. altceva. Nu. Da. Cam asta, ziceam că stăpânii lumii suntem noi și este foarte greu să ne desprindem de materie. În momentul în care ne vom desprinde, ei își pierd puterea. Dar nu poți să determini mase mari de oameni să înțeleagă acest lucru. Nu ai acces la ei. Nu te ascultă nimeni, nu însemn nimic și mă departe.
Nu, dar vezi că în momentul de față se încearcă o sculare socială, deci toate canalele astea de social media, mai mult sau mai puțin oficială, încearcă să trezească oamenii la ceea ce fac stăpânii la lume, ca să pornească o revoluție. Problema este că pornește o revoluție, ei abia așteaptă, pentru că atunci e cea mai bună scuză să implementeze legea marțială și să vină cu reguli mai puternice, mai puternic împotriva oamenilor, plus că au tehnologii despre care noi habar nu avem. Atâta vreme cât noi suntem cumiți și nu jucăm jocul, adică îi lăsăm pe aia nebuni acolo să alerge, să țipe, lasă-i să facă, tu străiești viața cât mai mult în restrângere și în dăruire, cu atât tu nu participi la joc și neparticipând la joc și nici energia ta nu se duce în hrănirea acestui egregor al răzvrătirii. Dacă asta se dorește, o răzvrătire Da. împotriva stăpânirii. Dar asta este tot mânată de stăpânire, pentru că stăpânirea nu are cum să impună acum măsuri draconice atâta vreme cât e liniște în țară sau e liniște în țări, da? Nu, că nu au fundament. Pe ce bază? Da. Dar se împinge în direcția asta foarte puternic. Foarte puternic, da. Să citim. Da. Pune un pic pe pauză, Marius. Da. Am rămas la capitolul 4, creșterea. Când tot adăpostul și stimularea experienței lui în brațe i-au fost oferite pe deplin, bebelușul poate privi mai departe, înainte, către lumea dincolo de mama lui, încrezător și obișnuit, cu o stare de bine pe care natura lui tinde să o mențină. El de-abia așteaptă următorul set de experiențe corespunzătoare. Apoi începe să se tărască, întorcându-se des, să se asigură că mama este disponibilă. Găsind-o constată, se aventurează mai departe în teren și se întoarce mai rar, pe măsură ce târâtul, pe coate, coapse și burtică, lasă loc mersului de-a bușilea pe palme și pe genunchi și agilitatea lui crescătoare ține pasul cu curiozitatea lui despre mediul înconjurător, așa cum îl oferă continuu. Nevoia de contact constant se reduce rapid când cota lui de experiență a fost atinsă și un bebeluș, un copil mic, va cere reîncărcarea puterii primite. Numai în momente de stres la care nu poate face față cu puterile lui actuale. Aceste momente devin din ce în ce mai rare și încrederea în sine crește cu o viteză, profunzime și lărgime care ar părea uimitoare oricui a cunoscut doar copii civilizați, deprivați de etapa completă de în brațe. La copiii care au câteva linii de dezvoltare mai avansată, în timp ce altele atârnă în urmă, așteptând să fie îndeplinite, efectul este că își împart motivațiile. Nu sunt niciodată capabili să dorească ceva fără a dori în același timp să fie în centrul atenției. Nu vor putea niciodată să-și dedice mintea doar problemei în discuție, când o parte a lor încă tânjește după euforia irațională a unui bebeluș aflat în brațele cuiva care rezolvă toate problemele. Ei nu se pot dedica în întregime folosirii forțelor și capacităților de creștere când o parte din ei dorea să fie neajutorat în bra dorește să fie neajutorat în brațe. Fiecare efort este într-o oarecare măsură în conflict cu o dorință subliminală pentru succesul fără efort al bebelușului iubit. Leagă tot de ținutul bebelușului în brațe. Mie mi se pare, nu? Da. Copilul cu un istoric solid de experiență, Este cu un vorba timp. de exagerare. Adică pune bebelușul pe primul plan, mai sus, îl face idol pe bebeluș și apare distrugerea în viața bebelușului. După Biblie ne conduc ăștia. Știu foarte bine ce se întâmplă. Când absolutizezi ceva, bebelușul adult, deci copilul care când va ajunge adult, se va răzvrăti.
datorită grijii exagerate a părintelui. De-aia trebuie să îi dai voie, libertate copilului să se confrunte cu viața ca să poată să devină înțelept. Că altfel îi iei din înțelepciune și ajunge matur și nu se știe să rezolvă situații banale din viața lui. Și va apela tot la tine. Deci îl handicapezi. Că problema la copil și la orice om este să fie împlinit, să fie mulțumit de el însuși. Și ca să ajungă să fie mulțumit, el trebuie să cucerească viața, să învingă și să fie mulțumit de el. Înțelegi? Deci tot ceea ce câștigă el în viață, toată înțelegerea și înțelepciunea, trebuie să vină din efortul lui propriu ca să poată să fie mulțumit. Mulțumirea aceea este lucrul cel mai valoros posibil. Mulțumirea îi dă lui posibilitate, îi dă putere, încredere în el și îi dă posibilitatea ca să se descurce, puterea să se descurce în viață, în toate situații dificile. Această confruntare cu ceilalți este cea care îi dă înțelepciune. Nu să-l ține toată ziua în brațe, toată ziua să facă ceea ce, cum este copilul ideal, să facă ceea ce zice părinții. Nu. Confruntarea cu viața este cea care îl face, îl maturizează, îi dă o cunoaștere, își cunoaște limitele, își cunoaște aturile și se cunoaște care e poziția lui în societate față de ceilalți din jur. Și știe după aceea ce să facă ca să obțină un rezultat. Deci, dacă nu are această înțelegere, el nu știe ce caută în viață, nu știe în ce direcție să meargă și nu va lupta ca să obțină un rezultat bun, pentru că nu știe ce să obțină, ce să câștige. Deci, nu poate să atingă mulțumirea de sine. Deci, orice acțiune în viață trebuie să fie urmată de o victorie, o înțelegere, o mulțumire de sine, o împlinire. Dacă nu are împlinirea aceea, el nu poate să fie fericit în viață. Și atunci toată dependența asta față de părinți îl face handicapat, pentru că el va depinde de alții, adică el nu mai gândește cu mintea lui, că nu are nicio experiență, n-a câștigat nimic, nu are esențe, nu are pe ce se bazeze și depinde, el gândește cu mintea mamei sau mintea tatălui. Deci mintea lui e în afară. El nu știe să rezolve situații de viață cele mai simple și banale, nu le înțelege. Pentru că nu și-a făcut niște pattern, niște tipare, niște tipologii. El nu are instrumente de analiză, de evaluare, nu știe pe ce lume este. Deci l-a distrus. Deci parentingul ăsta este pentru distrugerea relației dintre părinți și copii și distrugerea copilului. Asta este scopul. Altceva nu văd. Și pe de altă parte, distrugerea asta folosește la cel care inițiază distrugerea aceasta. De psihologul capătă autoritate, pentru că el nu face decât să distrugă relația și te duci la el, dar el îți amplifică distrugerea, că îți va da niște reguli, niște idealuri, nu știu cum, și îți amplifică, de fapt, lupta dintre părinți și copii. Conflictul. Deci creează, amplifică conflictul, pune paie pe foc la conflict. Asta înseamnă să-și păstreze el autoritatea și să vină să-i plătești. Deci te dezechilibrează și apoi zice, ești dezechilibrat. Păi stai puțin că m-ai dezechilibrat. Eu nu eram dezechilibrat. Eu eram normal la cap. M-ai tâmpit? Eu, nu, eu eram bine, dar după aia ai venit tu mie și mi-ai spus că nu sunt bine. Deci eu nu știam că nu eram bine. Eram fericit că știam că eram cum eram. Deci, o societate sănătoasă înseamnă ca copilul să se confrunte cu viața și să-și câștige singur înțelegerea, locul, poziția, idealul și așa mai departe. Visele lui se poate să le împlinească. Deci, omul, dacă nu va reuși să-și împlinească visa, să aibă vise și să facă totul ca să le împlinească, el nu va fi mulțumit în viață și va fi nefericit indiferent ce ai face. Poți tu ca părinte să-i dai toată bogăția din lume, că el va fi nefericit pentru că el nu a câștigat această bogăție prin efortul propriu și nu are mulțumire. Deci atâta timp cât el nu a învins greutățile, el nu poate să aibă mulțumire de sine, împlinire. Și dacă nu are împlinire, el e nefericit. Are toată bogăția din lume, dar el este nefericit. Înțelegi? Parcă mi-ai zis tu un exemplu de genul acesta. Odată. Nu? Cu Da. soțul tău sau nu știu. Aveau de toate și el nu era împlinit. Deci asta este. Este așa de simplu. Educația
Și nu e vorba de educație, să îl pui pe copil să facă ce vrei tu. Nu e educație. E să-l lași în pace. Îl lași în pace și el se dezvoltă singur, că viața e suficientă, presiunea vieții este infinit mai mare decât presiunea de la părinți. Nu? Societate, colegi, iubit, iubită, știi? Vede că ceilalți ocupă anumite poziții în societate, el rămâne în urmă, se mobilizează. Deci presiunea care vine din mediu este infinit mai constrângătoare și mai constructivă. Îi construiește caracterul, îi dă posibilitatea la pas să se înțeleagă pe sine, să înțeleagă ce vrea el de la viață și care sunt aturile și puterile lui, să se cunoască pe sine, să-și vadă locul unde se află el acolo și cât mai are până să obțină ce dorește. Deci dă și posibilitatea, timp și spațiu, să poată să-și proiecteze în viitor o dorință și să îi furnizează și puterile ca să poată să-și atingă împlinirea. Deci este minunat ce se întâmplă, dar mai se lase în pace, atâta trebuie. Să nu vină părintele să-i spună că așa e mai bine să faci, că nu ți-am spus eu că trebuia să nu faci asta, să... Deci, cum ai păzit tu, cum o păzești mereu? Îți dirigează până și ce mănânci. Da. Copilul cu un istoric solid de experiență continuum se bazează pe consolare psihologică din partea mamei numai în caz de urgență. Un băiețel, Icoana, a venit la mine agățat de maică-sa și țipând din toți rărunchii pentru o durere de dinte. Avea vreo 10 ani și era atât de implacabil, de încrezător în sine și de săritor că îl crezusem foarte disciplinat. Ochiului meu civilizat îmi părea maestru în păstrarea emoțiilor pentru sine și mă aștepta în consecință, în situația de față, să facă un efort major să se abțină de a plânge sau de a permite prietenilor lui să-i să-l vadă într-o asemenea stare. Dar era clar că nu făcea niciun efort să-și suprime reacția de durere sau nevoia pentru confortul primordial din brațele mamei. O clipă. Deci vrea să arate că e dependent de confortul mamei, aiure. Deci, Da. copilul, ca și omul adult, este important. Ce? Ca să fie el fericit în viață, trebuie să cucerească situații de viață, să le învingă, ca să poată să fie mulțumit și împlinit. Deci, mulțumirea și împlinirea este fericirea lui în viață. Dar dacă nu lasă să se măsoare cu viața, nu? Cum să fie el împlinit? Că nu e împlinit deloc. Deci el trec 50-70 de ani de viață și trăiește degeaba. El nu s-a confruntat cu viața, a amânat tot timpul lupta cu situațiile dificile, cu greutățile vieții, nu s-a cunoscut pe sine, nu-și cunoaște puterile lui, aturile, nu-și poate să-și permită să aibă idealuri și vise. Deci el e inactiv. Deci atâta timp cât părintele îl sufocă, că trebuie să fie ca părinte. Deci aici sunt cărți în care să crească puterile părintelui de a-l controla, de a-l dirija, de a-i lua din vitalitate, din viață, pentru că ei nu au nevoie ca copilul să fie independent și să aibă, să se cunoască pe sine și să dorească să fie împlinit, să realizeze lucruri în viață. Are nevoie, deci a caracterizat foarte bine când au scris cartea. Avem nevoie de un copil care să fie debusolat, să n-aibă idealuri de atins, ținte de atins în viață, să nu se cunoască pe sine, să nu-și cunoască aturile și să nu poată să-și împlinească visele. Asta este. Să fie Să fie dependent. independent de părinte, să fie gol la minte și... Și după ce e dependent de părinte, e dependent de societate, e dependent de cineva. Da, de patron, de mai știu ce. Și să fie un bun sclav. Să știi că și-au caracterizat foarte bine ce vor să facă. Și uite că omul este păcălit. Îmi Da. pare rău. Dar toți sunt păcăliți. Da, eu ce înțeleg din pasajul ăsta este că ea a mai văzut copilul ăsta de 10 ani în alte situații unde spune era atât de implacabil, de încrezător în sine și săritor că îl crezusem foarte disciplinat. Ochiul meu civilizat îmi părea maestru în păstrarea emoțiilor pentru sine și mă așteptam ca în situația de față să facă un efort să se abțină de la plânge. Deci, înseamnă copilul ăsta, în general,
E foarte așezat, da? Dar e așezat nu pentru că l-a ținut maică sa în brațe, ci e așezat pentru că nu are principiuri și idealuri de la maică sa. Acum că l-a durut dintele, no, bine, când te doare dintele, trebuie să fii probabil călugăr Shaolin să nu te intereseze. Dar când te doare dintele, este altceva decât atunci când te cerți cu copiii și nu te superi. E deci e alt fel de experiență. Deci cauzele sunt diferite. Aici e o durere fizică puternică, comparat de o zgârietură, cu o zgârietură, sau poate fi o durere emoțională care la ei nu au dureri, poate că au mai puține dureri pentru că nu au aceste idealuri și comparații. Da, ceva mai bun decât altceva. Și ea a legat situația asta că de fapt e de la mamă. Pentru că mama, el s-a dus la mama, înseamnă că acolo își primește el alinarea, da. Nimeni nu s-a sesizat, ba chiar toți au înțeles. Câțiva dintre copiii lui au stat, prietenii lui au stat pe aproape să se uite cum îi scoat dintele. Nu a avut nicio problemă să accepte plecarea lui bruscă dintre rândurile lor superioare la dependența infantilă de maică sa. Nu există nici urmă de batjocură din partea lor, nici rușine din partea lui. Mama lui era acolo, disponibilă în tăcere, în timp ce el se supunea extracției. Deci ea era disponibilă, era acolo, atât, în tăcere, era disponibilă în tăcere, nu făcea tărăboi, nu dădea ordine să-i spună la doctor, vezi, întoarce-l, ține-l bine, vezi să nu-l doară. Deci nu dădea instrucții, cum fac mamele moderne de obicei. S-a înfiorat și a țipat și mai tare când i-am atins dinții, dar nu s-a retras niciodată și nici nu s-a uitat la mine furios pentru că îi provoc durerea. Când am reușit în sfârșit să eliberez dintele din gingie și am astupat gaura cu ceva, era alb la față și s-a dus extenuat în hamacul lui. În mai puțin de o oră a reapărut cu culoare în obraz și cu calmul restabilit. Nu a spus nimic, doar zâmbea și se învârtea pe aproape câteva minute ca să văd că e bine, apoi a plecat să se alăture băieților. Da, deci aici mi se pare un comportament absolut normal pentru un copil normal. Altădată era vorba despre un bărbat de vreo 20 de ani. Mă străduiam să curăț începuturile unei cangrene de la un deget de la picior la lumina lanternei. Durerea trebuie să fi fost atroce. În timp ce nu opunea nicio rezistență acțiunii mele de a-i curăța rana cu un cuțit de vânătoare, plânge fără nicio reținere în poala soției sale. Și ea, ca și mama băiatului, era complet relaxată. Nu se punea deloc în locul soțului ei, dar accesibilă în mod senin, când el își îngropa fața în corpul ei, când durerea era mai mare, își rotea capul dintr-o parte în alta, în poala ei și suspina. Faptul că era prezent jumătate sătul, Faptul că era prezent jumătate sătul și această scenă nu părea să-i afecteze reacția, cred că satul, nu, faptul, traducerea uneori e teribilă, faptul că era prezent jumătate de sat, bănuiesc, nu? Că jumătate satului era prezentă și această scenă nu părea să-i afecteze reacția nici înspre autocontrol, nici înspre dramatizare. Uite, știi ce am înțeleg eu de aici? Ținta lor este să despartă familia. În momentul în care crește grija părinților față de copil și dependența copilului față de părinți, el nu realizează nimic în viață și nu este împlinit în viață, iar când se căsătorește, soția lui nu va fi mulțumit de el pentru că el nu are împliniri. Da. Și atunci rupe legătura familiei. Deci ținta lor, din cauza asta, accentuează exagerat pe grija părinților față de copil, să nu plângă, să nu se miște, să stea cu minte, ca copilul să nu-i dea libertate copilului ca să realizeze ceva în viață, să câștige o experiență pe care să se poată baza, să fie mulțumit de el
nu? Să realizeze lucruri în viață și apoi soția lui să fie mulțumit de el și să se unească relația. Eu, Deci despart relația. Nu sunt da. geniali? Eu aici văd, Genial. Marius, că în comportamentul soției și mai sus al mamei și mai jos al soției, nu mai susținere atât. Adică să fii aproape lângă cel care este în suferință, fără să-i absorbi emoțiile, ci să știi, sunt aici lângă tine, atât. Dar e fără intervenție. Da, păi asta e fără intervenție, că uite, a spune. Deci el plângea în poala soției sale și ea, ca și mama băiatului, era complet relaxată. Dar accesibilă. Accesibilă ca el să-și verse durerea în corpul ei, atât. Dar nu îl cocoloșea, nu-i Nu spunea făcea nimic, era... nimic, nu l-a ajutat Nu făcea deloc. nimic, Nu l-a da. ajutat deloc. Asta este Era foarte exact important. Trebuia să această... lasă pe copil să-și găsească singur soluții. Da. Cum l-a lăsat mama sus pe copil să simtă durerea Atât de important era. extrasului de dinte Da? și Da? jos soția l-a lăsat pe soț să simte durerea cuțitului ăla din gangrenă ce avea la picior. Operația aia ce-i făcea la picior. Că oricum nici mama, nici soția nu ar fi putut să le ia din durerea respectivă. Exact. Deci eu văd aici din partea partenerilor de viață feminine susținere atât, Dar întăcere. nu a făcut nimic ca să ia să-l îngrijească, să-l Da. țină, să-i țină piciorul, să nu știu ce, n-a făcut nimic. Da. Restul au făcut ei. Ea nu mai, ele au El fost singur acolo. trebuie să-și învingă singur problemele. Exact. Ele au fost numai prezente, dar nu au intervenit, fără intervenție. Fără intervenție, fără sprijin. Da. Cum Asta... femeile. Da, mi se pare asta foarte, foarte, foarte puternic, pentru că în ambele cazuri, dacă ai lua o mamă modernă, s-ar da peste cap. Și o soție, la fel, ar, nu știu, toate crizele de pe lume ar face. Exact, dar să se ducă acolo cu soțul, să fie prezent la operație. Ce prezență? Nu-i nevoie de nicio prezență. O Poate să prezență facă absolut. relaxată. Nu-i nevoie de nicio prezență. S-a Da. întâmplat să fie acolo. S-a întâmplat să fie prin preajmă. Mama, soție. Dar nu era vorba de să se ducă să-l susțină pe bărbat. Da. Păi cum era cu povestea ta cu țiganul Marius la operație și că era și soția lui acolo. Ea stătea, era acolo, prezentă. La țigani e altă cultură. Este o dovadă din partea soției de primordialitate. Deci bărbatul la țigana e primordialitate. Și e o dovadă a soției că se supune bărbatului. E o dovadă de supunere. Nu e altceva. Că nu putea să facă nimic. Da. Adică n-a făcut nimic, nu l-a mângâiat, nu l-a încurajat, nu i-a spus nimic. Exact aici, mai sus. Da. Nu? A fost doar o dovadă de supunere. Și el. Deci i-a dat autoritate, i-a dat întâietate. Atât a făcut. De aceea era acolo soția lui. Nu era ca să-l ajute, că n-avea ce să-l ajute. E altceva decât perspectivele pe care le avem noi. Mai departe. Cum femeile ecuana de obicei locuiesc cu mamele lor atâta vreme cât trăiesc cele din urmă, iar soții își părăsesc mamele și își iau loc în familia soției, este relativ comun ca soția să ia rolul mamei pentru soț în situații de criză. A, uite, vezi că ea accentuează că de fapt prezența soției care au stat lângă el o drăgănit. Da, dar nu e chestia asta, e chestia că ea nu a făcut intervenție.
Nu l-a ajutat cu nimic, nu i-a dat, nu i-a făcut nimic, nu a participat la operație, nu i-a spus un cuvânt bun, nu l-a ținut de mână, nu nimic. Da. Soția are propria mamă la care să recurgă în caz de necesitate și îi oferă în mod instinctiv suport maternal soțului ei când el are nevoie. Și pentru adulții orfani există obiceiul de a fi oferit spre adopție altei familii. Presiunea pentru resursele familiei este minimă, fiindcă adultul iecoana contribuie mai mult decât consumă din familia lui sau a ei și primește din partea ei o asigurare tacită de sprijin dacă și când are nevoie. Deci el, ca să poată să primească sprijin de la femeie, e un sprijin tacit, nu este efectiv. Nu se duce să-l susțină, să-l îngrijească, nu. Deci el, în familie, trebuie să aducă sprijin familiei. Deci nu se aștepte cineva să-l servească, să slujească. El e cel care îi slujește, e invers decât la noi. Vezi ce interesant. Da. Deci ei sunt ambele părți dau, oferă, dar nu Întâi, cer, nu, întâi dar nu bărbatul cer. oferă, aduce în familie siguranță, stabilitate, nu știu ce, și atunci femeia își arată un sprijin tacit, dar nu sprijină. Da. Nu se duce să-l slujească, să-l spele, să aranjeze, să aibă grijă de el. Nu. De sprijinul este doar un semn, că, la fel ca la țigani, că de supunere și el de primordialitate. El nici nu poate să-și permită să accepte să fie slujit, că își pierde primordialitatea. Își pierde respectul soției. Înțelegi? Deci el nu poate să o lasă pe soție să vină să-l slujească. Înțelegi? La el trebuie slujirea să fie mai mare decât primește ceva de la trib, de la familie. Ca să poată să ai primordialitate. La noi, bărbații vorbesc despre primordialitate. Dar ce ai făcut ca să fii primordial? Ai făcut ceva? Trebuie ca să fii primordial și să te respecte soția, tu trebuie să aduci mai mult în familie și să nu pretinzi nimica. Înțelegi? Să nu ceri nimic. Atunci, soția te va respecta și ea se va supune. Pentru că recunoaște că, dacă să fii primordial, bărbatul, de aceea discutam noi înainte, trebuie să realizeze în viață ceva, să fie el mulțumit și împlinit, că împlinirea lui este sentimentul pe care îl are familia, că este ocrotită. Deci, el se duce și ocrotește familia cu sentimentul lui de împlinire. Deci, el, dacă nu reușește în viață, nu are împlinire. Și dacă nu are împlinire, familia suferă, deci el își pierde primordialitatea. Aici e o chestie în care bărbatul trebuie să lupte întotdeauna pentru primordialitatea lui, să o păstreze, ca să poată să păstreze respectul soției și a copilor, că altfel dacă își pierde respectul lor, s-a terminat cu familia. Da. Și e un lucru foarte frumos. Mai departe. Asigurarea aceasta în sine, chiar dacă nu este niciodată folosită, reprezintă un factor stabilizator. Cerința pentru securitate emoțională este partea acceptată a naturii umane printre indienii ecuana, una care este în interesul societății să fie îndeplinită. Exact ce discutam noi. Deci bărbatul trebuie să învingă în societate, să fie împlinit și mulțumit, atunci și soția lui va fi mulțumită de el, nu? Că realizează ceva și îi dă familiei un echilibru și o stabilitate. Deci mulțumirea lui, reușita lui, îi dă familiei o stabilitate, ea este mulțumită de el, îi dă primordialitate și îl respectă și îi se supune. Asta trebuie să înțelegem. Așa. Da. Deci, acolo este un efort continuu și ar trebui să și noi să înțelegem lucrul ăsta. Bărbatul tot timpul trebuie să-și dovedească calitățile, capacitățile, puterea în confruntarea cu viața, să fie victorios acolo ca să se simte împlinit și mulțumit și acea mulțumire să răsfrânge asupra familiei printr-un sentiment de stabilitate și siguranță pe care familia îl capătă, iar femeia capătă un respect față de el și se îi se supune. Altfel femeia nu se supune. Da? Și noi vrem ca bărbații să aibă întâietate, dar nu fac nimic.
Păi trebuie să învingi acolo ca să fie ea mulțumită de tine, că dacă tu nu realizezi nimic în viață, de ce să fie mulțumită? Ea are nesiguranță atunci. Capătă, da, nesiguranță pentru ea, pentru copii. Deci bărbatul trebuie să realizeze ceva în viață. Da. Ca să poată să întoarcă înapoi familie. Dacă el nu dă nimic înapoi familiei, păi ce e? Ăla e în plus acolo. Da, și cu atât mai mult în familie în care femeile sunt cele care au plecat în străinătate la muncă și bărbații au rămas acasă. Îți dai seama? Da. Și asta s-a întâmplat la noi. Da, eu cred că procentual mai multe femei au plecat decât bărbații au plecat la muncă. Da. Și de ce? Pentru că tot femeile au decis, au zis că las că ăsta nu se descurcă, mă descurc eu mai bine. Da. Poate că e adevărat, că într-adevăr sunt mai descurcărețe, dar nu cred că le-au ajutat foarte mult, că i-au aruncat pe ăștia în beție. Da, i-a aruncat în beție și comodități, i-a feminizat, știi? I-au căpătat autoritate, s-a strunat ordinea în familie. Da. Da, nu mai funcționează nimic. De-aia toate birturile sunt pline și dacă îi întreb bărbații, femeile sunt la muncă în străinătate. Când femeia îl servește pe bărbat, bărbatul a ajuns femeie. Deci femeia capătă autoritate, nu? Deci puterea unde e? La femeie. În loc să fie puterea la bărbat, bărbatul să întoarcă înapoi grijă, atenție și mai departe față de familie. El cere să fie ocrotit, el cere să fie iubit, el cere să-i se acorde atenție. Păi ai devenit femeie. Ce poți face? A inversat totul. Și din cauza asta nu mai funcționează relațiile, căsătoriile, familiile se destramă. Da. Când bărbatul nu își păstrează autoritatea și autoritatea este o autoritate care trebuie să o câștige continuu pe toată durata vieții, tot timpul trebuie să o dovedească, da? Să lupte acolo cu viața și să poată să fie împlinit, să fie mulțumit. Și atunci când el realizează ceva în viață, atunci soția lui va fi mulțumită de el și el va putea, îi recunoaște prioritatea și va avea ce să întoarcă înapoi în familie. Și îi dă familiei un sentiment de stabilitate. Deci dacă el reușește în viață, îi dă familiei stabilitate și siguranță. Altfel, e invers. Invers. Da. Și Este încă. bărbații se plâng de ce se duc femeile în altă parte. Nu, femeile se plâng de ce sunt bărbații, acum mai sunt bărbați, sunt femei. Se dau cu ruși, se duc la pensat. Am înțeles. De-aia că ei nu au învins în societate. Da. Este încă o măsură de siguranță ca niciun membru să nu devină antisocial datorită presiunii cauzate de eventuale circumstanțe asupra sociabilității sale naturale. Odată cu începerea târâtului, bebelușul începe să beneficieze de toate puterile acumulate în experiența anterioară și de dezvoltarea psihologică ce face aceste puteri utilizabile. În general, prima lui expediție este scurtă și prudentă și nu e nevoie aproape deloc ca mama lui sau persoana care îl îngrijește să intervină în acțiunile lui. Ca toți puii de animale, are un talent fin de a supraviețui și un simț realist al propriilor capacități. Uite, vezi? Aici spune că toți puii, deși bebelușii inclusiv, au un simțul supraviețuirii. Dar acest simț al supraviețuirii trebuie lăsat să. E boboc, dar trebuie lăsat să crească, să înflorească, să fie puternic acest spirit al supraviețuirii. Altfel, îl faci dependent. Dacă e un animal din pădure și îl pui, un pui de animal din pădure și îl pui la grădina zoologică, acel animal nu va mai ști să supraviețuiască în condiții vitrege. Dacă mama sugerează către instinctele lui sociale că se așteaptă de la el să-i lase ei rolul de a-l proteja, el va face treaba asta în mod cooperant. Păi de-a stai puțin aici. Am sentimentul. El să-i lase ei rolul de a-l proteja.
El va face asta în mod cooperant. Am Adică. sentimentul că scritura este făcută de inteligență artificială, nu de om. E foarte confuză. Învârte cuvintele și înțelesurile și nu sunt tocmai potrivite. Deci parcă inteligența artificială și mai ales propoziția aia, unul dintre cele mai profunde impulsuri în animalul foarte social, uman, este de a face ceea ce percepe că se așteaptă de la el. Îți dai seama ce învârtituri de propoziție, că nici aproape nu stai să, trebuie să stai să le înțelegi despre ce e vorba. E În ca și, animalul foarte social uman, în animalul... da, e ca și cum cineva din exterior se uită și cum te uiți tu la grădina zoologică și scrie acolo despre animalul cangur care interacționează cu animalul, nu știu, popândău și parcă tu nu faci parte din aceste animale când scrii cartea. Doamne, e o nebunie aici. Să faci tu ceea ce crezi tu că ceilalți așteaptă de la tine. Pe cine stă să gândească așa? Păi asta e cea mai bună cale să nebunești. Da, parcă e un nebun care scrie aici. O inteligență artificială nebună. Stai puțin, Marius, că aici mi se pare că se contrazice. Deci mai sus au scris că deci toți puii, copii, au un talent fiind de a supraviețui și un simț realist al propriilor capacități. Și apoi mai jos scrie că dacă mama sugerează către instinctele, îi sugerează bebelușului, să-i lase ei rolul de a-l proteja, el va face treaba asta în mod cooperant. De ce ar veni mama să-l protejeze dacă el are deja instinctul de supraviețuire? Dar stai puțin Adică. că îi ridică chita prea mult. Zice, dacă mama sugerează către, nu zice către copil, îi Păi nu, sugerează copil. că Zice, nu înțelege nimeni instinctele lui sociale de de sugerează copil. instinctelor lui sociale, pe cel are instincte sociale dezvoltate. Nu știe cine e, un bebeluș. Nici bebeluș nu știe că e. Și noi vorbim că instinctele lui sociale, de care se așteaptă de la el mama, să-i lase ei rolul de a-l proteja. Bă, ce confuzie! Ce confuzie incredibilă! Nu e scrisă de o inteligență artificială care e nebună. Amestecă cuvintele acolo și nici ea nu știe ce zice. Că le învârte sensurile foarte, foarte ciudat. Da, păi, dar Nu înțeleg se. nimic din fiecare propoziție. Totocheate. Uite, dacă este supravegheat constant și dirijat să se miște în direcția în care consideră maică-sa că ar trebui să meargă, oprit și fugărit, când nu e automotivat, înțelege rapid să nu mai fie responsabil de el însuși pe măsură ce ea îi arată ce așteaptă de la el. Asta așa e. Deci dacă tu ca mamă iei și spui ridică-te, așează-te, mănâncă, spală-te tot timpul, el înțelege să nu mai fie responsabil de el însuși. Corect. Păi Da. dacă pe asta urmăresc ei, să dirigeze copilul în toate, ca să crească autoritatea părinților asupra copilului și să crească ura copilului împotriva părinților. Exact situația ta. Te descrie pe tine aici. În toate cărțile. Da. Dar te consideră maimuță. Păi, dar spune că noi suntem din maimuțe, nu zice că ea merge pe linia lui Darwin, că noi ne-am creat din maimuță. Da. Deci se adresează animalului foarte social uman. Deci ne face animale. Nu? Da, dar și în. Da, toată civilizația actuală e bazată pe ideea că oamenii sunt animale. Nu? Da. Animalul social. Cine a scris asta? Descartes, cine a scris? Nu mai știu care. Un filozof. Animal, omul, animal social. Da. Unul dintre cele. Asta este foarte important, Marius, că dacă ne-au pus la nivel de animal, hai să ne gândim. Deci, dacă te iau stat așa, ia hai să ne gândim la om. Dacă punem omul, că este o evoluție dintr-un animal, înseamnă că instinctele animalice sunt încă foarte puternice și, de fapt, avem nevoie de reguli
și de societate ca să-l îngrădească, că ăștia sunt nebuni, se bat. Dar dacă omul e într-adevăr făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, Nu mai e nevoie de reguli. Dumnezeu e divin, E divin. deja perfect. Da. Nu Deci mai nu e a nevoie fost de mai preot, complicat. de nimic. Da. Exact. Dar Deci au vezi... trebuit să vină și să ne facă maimuțe. Da, ai văzut că maimuța este un animal social și noi suntem una cu maimuța. Că dacă ne face tot animal social și maimuța e animal social și noi suntem animal social. Deci ne-a făcut maimuță. Adică ne-a coborât. Suntem niște animale. Dacă suntem niște animale, nu merităm nimic. Păi, Marius, de la Darwin. Deci Darwin ne-a coborât, da? Prin teoria lui Darwin, că noi suntem din evoluție, ne tragem din nu știu ce maimuță, da? Și după aia vine Nietzsche și spune că Dumnezeu nu există. Și după aia vine nu știu ce popă și a zis că pământul a fost creat prin Big Bang. Și noi suntem totul este un accident. Accident. Deci nu există nicio inteligență în spate care a creat toate astea. E numai din întâmplare. Deci ne-am luat divinitatea. Pe toate părțile. Continuă. Și toate cărțile astea scrise, deci de la Darwin încoace, nu fac decât să sublinieze aspectul animalic al oamenilor. A, că aveți instinctul de supraviețuire și asta e de la animale. Înseamnă că vă trageți din animale, nu? Păi toate ființele vii au instinct de supraviețuire și plantele. De aia au țepi. Asta nu înseamnă că se trag din maimuță sau nu știu, din Să știi că crocodil. apare o consecință gravă. Atunci înseamnă că omul nu se preocupă decât singurul scop al existenței lui este reproducerea de sexul. De aici se explică preponderența sexului peste tot în viața noastră. Adică singurul scop al vieții noastre este sexul. Restul sunt auxiliare. Asta înseamnă că suntem coborâți. Asta înseamnă că dacă noi am ști că suntem ființă divină, sexul n-ar mai fi important. Ar fi doar pentru reproducere. Asta au obținut ei. O exacerbare a sexului, de ce? Ca să se piardă principala energie care te pune în contact cu divinul. Energia aceasta sexuală, dacă este depășită, ea se transformă în iubire. Înțelegi? În momentul în care omul se sujește unul pe altul, atunci energia aceasta sexuală este transformată în iubire. Și iubirea aceasta este cea care unește pe om cu Dumnezeu. Deci a blocat, a tăiat legătura cu Dumnezeu să nu ne unim cu El. Noi avem, pentru stăpâni la lume, cel mai periculos lucru este energia sexuală. Energia sexuală să nu fie cumva transformată. În jertfă de sine, în sacrificiu de sine, în dăruire, să nu fie transformată. Că dacă este transformată, ea devine pricină de unire cu Dumnezeu. Deci pe ei au interesat să blocheze legătura cu Dumnezeu. Și atunci l-au făcut pe om animal, foarte social, da? L-a coborât și coborându-l pentru animal, sensul existenței este reproducerea de sexul. Și atunci a pierdut, când a intrat sexul, când a fost esențializat sexul, s-a pierdut divinitatea. Dar asta se întâmplă și sexul aduce primordialitatea materiei. La Da. fel, omul care este Tangerilor. preocupat de materie este preocupat de sex. Știi? Da. Deci, A plăcerii. a plăcerii, da. Da. Foarte interesant. Da, e o lucrare foarte complexă și vezi că s-a început încă de la început. E lucrată. De la început, nu de la început, de undeva pe drum s-au început să schimbe datele problemei. O ce zice, abilitățile lui intelectuale incipiente sunt slabe. Dar tendințele instinctuale sunt la fel de puternice. În primul ca și în ultimul moment al vieții lui. Deci pe omul este, vezi, că reduce la nivel de animal. Că instinctul este mai puternic, tendința instinctuală, sexul, este mai puternic decât orice. El e preocupat numai de sex. Cine zicea? Freud. Da.
Da? Dar pentru că a fost degradat, i s-a luat divinitatea, a fost făcut animal, a fost pus sexul pe primul plan. Deci, prima dată este susținută materia, este tăiat în bucăți, prin împărțire în bine și rău, atunci materia devine importantă și când materia devine importantă, instinctele devin importante. Când instinctele devin importante, sexul este pus pe primul plan. Și a început să piardă energie. Deci când se a esențializat sexul, omul a început să, deci pune sexul ca țintă și când a pus sexul ca țintă, a început să piardă viață. Deci genial. Noi suntem omorâți, omorâți în modul acesta, după Biblie suntem omorâți. Deci, Genial. trebuie să avem grijă la instincte, la instincte, nu la instincte, la plăceri, La plăcere. Și materia înseamnă plăcere. la simțuri, la La simțuri. simțuri. Materia de preocupare excesivă pentru binele propriu înseamnă sex. Binele înseamnă plăcerea esențializată, nu? Binele propriu, materia. Când se îngrijesc bărbații numai de ei, deci le crește, se acerbează sexul. În același timp, la femei sunt atacate și ele, că ele le fixează niște virtuți idealuri și atunci le crește puterea sexuală interioară. Și devin foarte atrăgătoare pentru bărbați. Deci ne duce în poziția animalică. Pentru că dacă ar fi esențializat că suntem ființă divină, atunci sexul nu mai era important. Nu mai putea să devină țintă. Materia nu mai era importantă, eul nostru nu mai este interesant, n-a mai face nimic pentru noi și atunci am pierde partea asta instinctuală. Da? Și ne-am comportat ca o ființă divină. Iar dacă te comporți ca o ființă divină, nu mai ai nevoie de reguli, de principii, nu mai are nevoie ca cineva să te învețe ceva. Trebuie să ai tendințele instinctuale exacerbate foarte puternic ca să poți să apelezi la cineva care are o autoritate. Deci ei, cel care este, când accentul este pus pe materie, omul devine, el pierde datorită faptului că divinul vine împotriva lui tot timpul să-l scoată din poziția aia. Și apar necazurile. Când vin necazurile, omul se duce la preot, la psiholog, la medic, la avocat ca să-i rezolve probleme. Dar problemele vin din faptul că el este ținut în jos. El este ținut în zona animalică. Animal foarte social uman, în care tendințele instinctuale sunt puternice, sunt foarte puternice, din primul până în ultimul moment al vieții lui. Îți dai seama ce ne-a făcut? Da. Ne-a degradat. Deci, unul dintre cele mai profunde impulsuri în animalul foarte social uman, asta, expresia asta n-am mai auzit-o până acum, animal foarte social. Ori ești social, ori ești asocial. Nu cred că există mai mult de atât, mai puțin social, mai uman, este de a face ceea ce percepe că se așteaptă de la el. Asta puțin că animal foarte social este și maimuța. Diferența față de maimuță este doar cuvântul uman. Nu, că are coadă și noi nu avem coada. La noastră, coada noastră e scurtă. Dar nu contează, suntem toți sociali. Suntem la fel. Deci, abilitățile lui intelectuale incipiente sunt slabe, dar tendințele instinctuale sunt la fel de puternice, în primul rând, ca și în ultimul moment al vieții lui. Da, sunt tendințele de supraviețuire. E sensul de aici. Că mai suspune că are un talent fiind de a supraviețui și un simț realist al propriilor capacități. Deci, da, deci instinctul de supraviețuire este foarte puternic, ăla te naști mai întâi și intelectual te dezvolți mai târziu. Dar asta nu te face maimuță. Important e unde ne-au dus. Și unde suntem acum? Noi suntem niște ființe acum care punem materia pe primul plan, adică funcționăm pe tendințele instinctuale de la începutul până la sfârșitul vieții și suntem niște animale și ne comportăm conform instinctelor. Deci noi punem instinctele pe primul plan. Instinctul principal, cel mai puternic, este sexul. Și de aici a scos în evidență că omul este sexual. Deci a exacerbat sexul. Și apoi a venit din societate cu tot felul de lucruri care au incitat sexul. Îmbrăcăminte, aspect, unsură, da? Toate astea au incitat sexul
și a ajuns să fie exacerbat la nivele extraordinare. De ce? Pentru ca să se piardă energie pe sex. Când sexul este făcut scop, se pierde energie. Sexul nu este un lucru rău în măsura în care el vine în urma a mii de jertfe unul făcute unul altuia. Și atunci el apare ca o încununare a legăturii respective, a dragostei dintre cei doi. Dar când este făcut scop și devine plăcere, în clipa respectivă se pierde energie. Adică capătă o regularitate. Deci, în mod normal, ca să hrănească sufletul, trebuie să vină în urma unui efort continuu de sacrificiu de sine pentru celălalt. Atunci el este ziditor pentru suflet. Dar dacă el devine scop, adică el este pus mai presus decât sacrificiul de sine, decât dăruirea de sine, decât grija, atenția pentru celălalt. Așa? Când e făcut scop, atunci se pierde energie vitală. Deci este o armă. O armă de scădere a populației. Se pierde energie foarte rapid pe sex. Pe de altă parte, materia esențializată este tot sex. Și se pierde energie pe orice plăcere. Deci orice plăcere peste nevoie, cafea, țigări, mâncare, băutură, oricare, înseamnă dorință de sex. Și se pierde energie. Pentru că are tendința să imite dorința sexuală. Deci omul caută în cafea ceva asemănător cu sexul, știi? O stare de extaz. În băutură caută aceeași stare de extaz, nu? În țigări, la fel. În mâncare, la fel. Asta este. Și deci atunci ce se întâmplă? Sunt întărite instinctele foarte puternic și omul se decăzut, adică sufletul pierde. Ținta lor a fost ca să piardă suflet pe materie. Ei știau foarte bine după Vechiul Testament că pe materie se pierde suflet. Spune clar și în Noul Testament, cine va căuta viața va pierde viață, iar cine o va lăsa o va câștiga. Deci când lași viața, materia îți încarci sufletul. Deci câștigi viața. Să știu lucrul ăsta de mii de ani. Marius, poți să mai spui o dată cum ai văzut tu crearea omului, dacă l-ai văzut pe Adam sau ai văzut poate maimuța de unde am coborât noi N-am copacul? văzut nici mai mult, era un om acolo care nici nu se mișca. Deci am intrat în capul lui și el se uita la divin. Se uita direct la prada acolo, la soarele de iubire și primea energie de acolo. Deci el nu se uita în jur, nu vedea nimic. Dar la un moment dat a întors capul și când a întors capul s-a așezat deci a ajuns cu spatele la Dumnezeu. În clipa în care a ajuns cu spatele la el, toată realitatea din jurul lui s-a aranjat, că sunt cuvinte întrupate, s-a aranjat în capul lui sub formă de cuvinte, așa, și a început să vadă. Adică în propoziții, s-a făcut propoziții și a început să vadă. Deci fără propoziția acelea nu vezi. După care s-a mai întors odată să vadă dacă n-a pierdut legătura cu el și nu o pierduse, după care s-a întors din nou spre realitate și s-a pierdut în ea. Când și-a amintit într-un târziu, după o distanță mare de timp, a fost fascinat de ceea ce vedea. Era o noutate. Și când s-a întors să-l găsească pe Dumnezeu, s-a închis legătura. L-a Dar pierdut. de ce crezi că s-a închis legătura cu Dumnezeu atunci la Adam? Păi, zice acolo în facere, zice, păi l-am lăsat în prajmă. Deci el s-a pierdut în exterior. S-a pierdut, adică a pus. Deci toată energia lui, toată atenția lui a pus în afară și a pierdut legătura. Deci când noi, acum, când punem atenția prea mare pe lumea exterioară, avem toate așteptările, așteptăm ca exteriorul să ne facă fericiți, noi de fapt pierdem legătura cu Dumnezeu. Ca să poți să restabilești legătura, trebuie să faci drumul invers. Adică să fii neglijent, neatent la exterior și atunci se construiește legătura cu Divinul, se ridică Divinul din interiorul nostru. Deci, pe fiecare moment prin care tu ești neglijent, neatent, ignorant, indiferent față de lumea materială și nu vrei să câștigi, nu vrei să ai, nu vrei să aduni, nu vrei să te bucuri de fericirea acestei lumi, refuzi. Cu fiecare refuz de genul acesta, sufletul se întărește. De sufletul se întărește prin refuz. De aia zicea că e așa de important la sfârșitul vieții, că se adună nurile la satisfacții.
și daurile la greutăți. Ăsta se adună acolo algebric și îți dă poziția pe care o vei avea dincolo. Deci energia ascensională este puterea de a spune nu la atracțiile vieții. În momentul în care spune nu la atracțiile vieții, energia nu se mai duce în afară și atunci, corespunzător, iese din noi o stare de fericire care este de fapt divină. Dumnezeu, care este natura noastră. Noi suntem fericire, extaz. Suntem exact ca în poziția din lumea de dincolo, dincolo de fluiul de gânduri, unde nu era decât extaz. Nu era nimic altceva, totul era un extaz unic, continuu. Nu aveam teamă că ceva îmi ia, că pierd ceva, că nu aveam nimic. Aveam sentimentul clar și definitiv și ferm că această stare de fericire era continuă și nu o poți pierde niciodată. Păi și fantastic. Asta e Dumnezeu. Acel ceva pe care nu-l poți pierde niciodată. Și ce frumos! Deci, de fapt, drumul nostru e drumul înapoi spre el. E invers, trebuie să faci decât a făcut Adam. Adam s-a dus ca nebunul în afară, s-a pierdut. Noi ne facem exact același lucru. Ne ducem și căutăm sensul existenței, fericirile în afară. Credem că este eu ne poate face fericit, dar este eu se mișcă. Și când se mișcă, tu trebuie să faci efortul ăsta continuu. Deci este zadarnic. Pe de altă parte, noi căutăm niște amplificatori ai puterii noastre, cum sunt banii, pe exemplu, poziția socială, nu? Și alte metode prin care să fixăm bine la acesta să nu plece. Da, această fericire exterioară. Să o conservăm. Dar nu e că degeaba și degeaba alergăm noi, că noi ne uităm la stăpânii la lume, ne uităm în jur și căutăm să fim și noi ceea ce au alții, să avem ce au alții, case, mașini, bani și mai departe, dar e zadarnic că toate lucrurile trec. Noi nu știm că în noi este toată fericirea și apare numai când refuzi. Refuzi fericirile lumii, atunci pornește din tine adevărata fericire care nu se termină niciodată și nu depinde de exterior. Că îți dai seama, dacă omul a ști chestia asta, păi n-ar mai fi nevoie să caute, să... N-avea nevoie de roboți, de civilizație, de nu știu ce. N-ai nevoie de nimica, de puteri exterioare, de fericire din afară. N-ai nevoie de nimic. Viața așa cum este destulă și suficientă. De ce mai mare fericire pentru el? Suchness, viața așa cum este. Este ultimul nivel. Eu aveam 11 ani când am făcut mișcarea lentă și a pornit în interiorul unei luni. În timp de o lună de zile făceam mișcarea lentă. Și a pornit acea, la un moment dat, a pornit acea fericire din coloana vertebrală, din osul sacru, s-a ridicat în sus și mi-am dat seama că nu pot să-i fac față. Era incredibilă și am fost surprins pentru că am zis, dacă acum cineva mi-ar da tot aurul din lume și toate bogățiile lumii, eu l-aș refuza că nu ating nivelul de fericire. Deci nu poți să fii atât de fericit cât era fericirea aia care era în tine. Și ziceam așa, păi e în tine. De ce să alerg în afară dacă este în tine și în natura ta și ea pornește în momentul în care refuzi exteriorul? Nu mai cauți în afară nimic și atunci ea pornește. De aceea omul nu poate să atingă această fericire și să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că el mereu caută în afară. Că trebuie să ai curajul să nu mai aștepți nimic din exterior. Și când devii neglijent, neatent, indiferent la ceea ce este, ce vine din afară, cu cât respingi fericirile lumii, cu atât îți crește fericirea adevărată în tine, care nu depinde de nimic din afară. Deci omul nu face lucrul ăsta niciodată pentru că este frică că pierde controlul. Trebuie să ajungi la un nivel în care să renunți la control total, la binele tău total. Și atunci înaintează Dumnezeu. Și am dat exemplu în Shangri-La cu filmul acela cu japonezul care era bancher, care s-a făcut pelerin. El 2 săptămâni de zile n-a primit nimic și a dat seama că moare. În clipa în care el a renunțat la viața lui, de cine va căuta viața, va pierde, cine va lăsa. Deci momentul în care tu lași viața și renunți la viața ta, atunci Divinul îți face viața frumoasă și are grijă de tine. Înțelegi? Oricum el face chestia asta, dar este de la sine înțeles, ne dă la fiecare atât cât avem nevoie, dar nu mai mult. Dar noi, pentru că vrem mai mult, atunci devenim mai fericiți. Și el trebuie să ne oprească de la acest mai mult. Pentru că devenim agresivi. E foarte simplu mecanismul.
Trebuie să ajungem la nivelul în care să putem să le explicăm singuri. Mult timp. Și să facem niște emisiuni odată în care eu spun întrebări și tu răspunzi. Și tu La răspunzi într-o Q&A. formă din asta așa continuă, nu așa lapidar, rapid. Nu, să stai să mi explici bine, să înțeleg că eu sunt prost. Să faci tot posibilul să mă faci să înțeleg. Asta este ca verificare. Chiar vorbeam cu soțul meu acum vreo 2 zile când mergeam spre München și despre cuvinte cât de încălcite sunt și că nu înțelegem nimic și spune el, da, ascultase nu știu ce emisiune la radio cu nu știu ce profesor, doctor, whatever, care descria o carte. Dar a zis că a folosit cuvinte atât de pompoase încât oamenii normal nu le-ar putea înțelege. Și a zis, băi, mi-a spune, ce prostie, stai la radio și explici o carte, dar niște cuvinte din astea pompoase care lumea nu înțelege. Și i-am zis, păi, sigur că înseamnă că ori n-a înțeles omul ăla despre ce-i vorbă în cartea respectivă, de aia vrea să folosească cuvinte pompoase, ori poate vrea să se poziționeze el ca om foarte citit și restul oamenilor să nu înțeleagă, dar partea cea mai funny este că asta este realitatea tuturor. Și îți dau un exemplu, dacă ar fi la o conferință sau chiar într-o ședință, într-un meeting și cineva ar vorbi în cuvinte de genul ăsta, nimeni nu o s-ar ridica și ar spune, eu nu am înțeles, puteți să mă explicați cu cuvinte mai simple. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să fie prost, să fie văzut că nu înțelege, că deci dacă tu nu mă înțelegi pe mine pe vocabularul pe care îl folosesc, înseamnă că ești sub mine, da? Iar nimeni nu o să spună, băi, eu nu înțeleg, explicați mai simplu, decât un om simplu. Deci toți care au școli și facultăți nu vor recunoaște că n-au priceput nimic. Și ziceam soțul meu, păi cea mai mare putere de fapt e să spui că ești prost, că nu pricepi. Că nu Și vrea faci nimeni să fie prost. că nimeni nu vrea să fie prost, dar apoi o să te placă toți ceilalți că în sfârșit o să înțeleagă și ei despre ce e vorba. Și exact asta este distrus în școală, sau cel puțin era la noi în școala românească, că ce tot nu pricepi, ești prost, că nu pricep, că ți-am explicat. Sau zicea la mine profesorul meu la informatică spunea că, deci l-am păcălit, era patru seminare, unul după altul, trei seminare l-am păcălit, l-am pus să explice din nou. Când de fiecare dată întreba, acum ați înțeles? Și noi ziceam, nu am înțeles. Și l-a explicat de trei ori. Iar a patra oară, la începutul seminarului, zice cu siguranță că acum, pentru că am explicat de trei ori, ați înțeles și voi, și noi am zis, nu, n-am înțeles. Și el zice, hai, dați-o încolo, că dacă vă mai explică data, înțeleg și eu. Da, că asta este puterea să explici de fapt ceea ce predai într-un fel. Experiența să o explici și cu cât o explici mai mult, cu atât mai ușoare cuvinte ai să folosești și propoziții mai simple și frazele o să fie mai ușor de înțeles. Da. Hai să vedem aici ce mai Și spun. dezvoltarea luată electronica, eu, pe timpul meu, erau cutiile alea mari cu roțile alea de hârtie magnetice, da? Și ca să faci o mulțire scalară, A egal cu B egal cu A plus B, A ori B egal cu C, trebuia să te duci cu un pachet așa gros de cartele perforate, știi, că citea cartele Da. în sistemul bazic. Și diferența este colosală față de inteligența artificială care este acum, știi? Saltul este incredibil. Nici nu puteam să ne închipuim pe vremea aceea că se poate ajunge aici. Am trecut pe acolo cu toți. Atât de departe. Și ce dacă? Nu.
Și odată când mai deștepți, nu ne-au făcut. Nu, Tot cum asta. mai deștept. Nu ăla care ai robinet Care în am curte ajuns. este avantajat, e avantajat este ăla care se ducea în mijlocul satului să ia apă cu cobilița sau cu căldarea pe cap. Ăla era avantajat, nu cel care are robinet în curte. Că în parcursul acesta întâlnea o mulțime de oameni, acolo la apă stătea 2 ore și discuta, era conferință, Stăteau la coadă, stau la știa tot coadă ce și la s-a întâmplat discuții. în sat. Da, și era frumos. Erau împreună. Copiii se jucau, era fantastic de frumos. Ne-a luat frumusețea. Robinetul ne-a luat frumusețea. Ne-a luat timpul. Ne-a luat tot. Păi Timpul de bucurie. ne-a dat timp ca să ne ducem să muncim pentru stăpânii la lume. Da. Le-a dat timp mamelor ca să ducă să muncească. Deci ne-a robit. Ne-a luat libertatea, ne-a luat bucuria vieții. Hoții de fericire. Hai să mai înaintăm puțin. Da. Combinarea acestor două puteri, cea rațională, dependentă de învățare, și cea instinctuală, versată minuțios în acel fel de cunoaștere născută, care ghidează celelalte animale de-a lungul vieții, întregii vieți, rezultatul interacțiunii lor reprezintă caracterul uman și potențial specific uman pentru eficiență instinctuală și rafinețe intelectuală Rafinată intelectual. și rafinată intelectuală. Deci cel care construiește propoziții lungi să fii sigur că nu înțelege nimic. Deci nu e făcută de un robot, că nu se poate face așa ceva. Spui o Păi am mulțime înțeles de cât a chestii. înțeles și el. Eu n-am înțeles nimic din ce spune el. Păi El asta învârte în spun. toate felurile, nu poți să fii atent. E ca și când ar dori să nu înțeleg. Nu vrea să mă lămurească. Fuge. Deci combinarea acestor două puteri reprezintă caracterul uman și potențialul specific uman pentru eficiență instinctuală și rafinată intelectuală. Și versată minuțios. Foarte complicat. Da, e ca și cum vorbește despre, parcă ea nu ar fi umană. Nu e umană, nu e scrisă de un om, e scrisă de un Da. robot. Nu e uman ce spui așa. Nu se poate să spui, să cauți cuvintele așa, să le învârți cu atâta dexteritate ca să nu înțelegi nimica. Deci ca și când stă să potrivească cuvintele și conceptele foarte variate, nu e umană, imposibil. Nu se vede continuitate, nu se vede, nu e nimica clar. Un om când explică ceva, caută să clarifice, nu? Explică în așa fel încât să fie înțeles. Aici explică ca și când să nu fie înțeles, să nu fie înțeles. Da, și oamenii nu fac combinații din astea excentrici, ce cu eficiență instinctuală, rafinată intelectual, potențial specific uman, Versată minuțios. versată minuțios. Nu facem combinații de genul ăsta de cuvinte, grele, cuvinte greoaie care poți să găsești adjective mai simple Mai simplu lucrurile ca să. Deci decât. omul în general vrea să fie înțeles. Ăsta vrea să nu fie înțeles. Nu rămân cu nimic în cap. Și iar o ia cu maimuța. Ia să vedem mai departe. Pe lângă tendințele sale spre experimentare și prudență, bebelușul mai are ca întotdeauna așteptări. Așteaptă gama de evenimente de care s-au bucurat strămoșii lui. Așteaptă nu doar spațiu și libertatea să se miște în el, ci și o varietate de evenimente. Acum Dai este seama mai. ce complex e la minte că știe că bebelușul așteaptă o varietate de evenimente. Și nu doar spațiul și libertatea să se miște. Păi ce este așa de sofisticat să gândească în modul Păi ăsta? nu știu, poate vrea să uite la film seara, la Netflix. Acum este mai flexibil în expectanțele lui. Cerințele stricte pentru primele experiențe s-au lărgit gradual în timpul etapei în brațe, iar în fața de târât și mers de-a bușilea sunt mai degrabă așteptări pentru tipuri de experiențe decât pentru circumstanțe fixe și tratament precis.
Stă bebelușul să gândească ce circumstanțe fixe doresc eu. Doamne. Deci îți dai seama, bebelușul este extrem de preocupat despre circumstanțele fixe cu care se va confrunta el. Și tratamentul precis. Și tratamentul precis. Da, cum am zis, combinațiile astea de cuvinte nu sunt obișnuite. Da, nu sunt umane. Dar există totuși limite în care experiența bebelușului trebuie să se încadreze pentru ca să-i folosească. Nu se poate dezvolta adecvat fără tipul și varietatea de ocazii și fără tipul de participare a celorlalți de care are nevoie. Obiectele, situațiile și oamenii disponibili trebuie să fie mai mulți decât poate folosi pentru ca el să-și descopere și să-și lărgească capacitățile printre ei și, bineînțeles, ei trebuie să se schimbe într-o măsură potrivită, suficient de des, dar nu prea brusc sau prea des. Ce Suficient de înseamnă? des, suficient de des, dar nu Dar prea nu prea des. des. Da. E clar? Da. Ce înseamnă potrivit este ca întotdeauna definit de către precedent de tipul experienței strămoșilor în evoluție în timpul copilăriei lor. Eu cred că inteligența artificială i-au dezvoltat-o de mult. Dar bineînțeles că e dezvoltată de mult. Așa oficial cam știm. Se zic ei că sunt cam cu 30 de ani înainte, eu cred că sunt cu vreo 130 de ani înainte. Da. Într-un sat, iguana, de exemplu, există curiozități, pericole și asocieri mai mult decât suficiente în cantitate și calitate pentru un bebeluș care se târăște. La primele incursiuni testează totul, își măsoară și propriile forțe și agilitatea lui, testează tot ce întâlnește, creează concepte și face distincții în timp, spațiu și formă. De asemenea, creează o nouă relație cu mama lui care se transformă din dependență directă de ea către cunoașterea faptului că poate conta pe ea și se bazează pe sprijinul ei în momente de nevoie din ce în ce mai rare. Acum, din ce în ce mai mult, încrederea lui în sine crește și descrește în concordanță cu disponibilitatea ei față de el. Printre ecoana, atitudinea mamei sau îngrijorarea unui bebeluș este relaxată, de obicei atentă la vreo altă ocupație decât supravegherea lui, dar deschisă în orice moment la o vizită de aventurierului târător sau în patrulabe. Aventurier, bebelușul aventurier târător. Ce frumos! Da. Se oprește din gătit sau altă treabă decât dacă este necesară întreaga atenție. Nu se aruncă cu brațele deschise în calea micuțului prins prin reasigurare, Pentru reasigurare. ci în felul ei calm și ocupat, îi oferă libertatea persoanei ei sau un transport pe șold cu sprijinul brațului dacă este în mișcare. Da, deci Nu se aici uită la zice el. că nu o face intervenție, lasă copilul în pace, asta vrea să Da, spun. da. Să exploreze împrejurările. Da. Aventurier teritor în patrulabe. Da, care poate fi spus foarte simplu. Lași copilul în pace să plimbe, Da. să exploreze Nu așa pe o poziție gândacii de pe complicată. pietricelele de pe jos. Da. Ea nu inițiază contactul și nici nu contribuie la acesta decât în mod pasiv. Uite, vezi? Da. Deci nu face intervenție. Exact. Bebelușul este acela care o caută și arată prin comportamentul său ce dorește. Ea se conformează pe deplin și de bunăvoie dorinței lui, dar nu adaugă nimic în plus. El e cel activ, ea este agentul pasiv. În toate interacțiunile lor, el vine la ea să doarmă când e obosit, să fie hrănit când îi e foame. Explorările lui în lumea largă sunt contrabalansate și încurajate de faptul că poate apela la ea și de constanța ei cât timp el este departe. Da, deci, Marius, aici vreau să mai adaug eu ceva. Dacă e să ne gândim la experiențele noastre când eram copii, părinți copii,
La nivel de comunicare era tot timpul numai într-un mod. Ți se spunea ce să faci. Deci o Ceea direcție ce... unică. Direcție unică, da. Când de fapt, deci tu ca copil nu mai primeai ordine. Da? Așa da, așa nu, așa să faci. Niciodată nu se asculta copilul. Sau dacă copilul zicea, ori zicea că e prostie, ori da, nu, nu lua în seamă. De fapt, ce trebuie noi să facem e exact pe dos. Noi nu trebuie să facem să nu zicem nimic. Să fim exact pasivi, așa cum se scrie aici, și să așteptăm copilul să vină către noi. Exact. Copilul să vină să vorbească, copilul să vină să ne întrebe, copilul să spună am o problemă, copilul să ne povestească. Că după aia părinții se întreb, dar cum se face că copilul are probleme și se ascunde de noi, nu zice. Păi dacă n-ai discutat niciodată cu el și ai spus, dar a vorbit tot timpul, păi tu ai vorbit, dar copilul ăla n-a vorbit niciodată. Tu habar n-ai ce îi place la copilul tău, ce nu îi place, ce vrea, ce nu vrea, ce visează, ce dorește. Nu știi nimic despre copilul respectiv. Habar nu ai. Știi numai ce mănâncă, ce îi place să mănânce, ce nu îi place. Știi numai lucruri materiale, dar în restul nu știi nimic despre copilul tău. Și ajunge copilul mai târziu și există certuri între ei că nu se înțeleg. Păi nu se înțeleg pentru că părintele n-a fost niciodată interesat de copilul lui. De persoană, deci nu și-a văzut copilul ca o persoană, ca o ființă, ca Dumnezeu. Au Și ca o văzut maimuță. ca o maimuță care face numai prostii, sparge, strică, e obraznic, așa, și trebuie să-i duci maimuța sau câinele, știi? Cum ai adus și un cățel acasă și și-l dresezi. Eu cred că așa asta a fost educația dată, cel puțin în trecut. Dar să știi că aici sunt un avantaj mare la tipul ăsta de educație. Când părinții își impun optica lor, modul de a vedea lucrurile și tiparele lor copilului, că numai asta fac, ei de fapt vor să restrângă copilului varietatea ca să nu-i surprindă pe ei și ceea ce face copilul să facă în cadrul regulilor și universului lor. Da. Ca să fie recunoscuți ca stăpâni. Deci vor să-l stăpânească, vor să-l domine. Din cauza asta îi dau anumite reguli și urmăresc să se încadreze în acel univers pe care ei l-au construit ca să reducă din variabilitate și copilul să nu vină împotriva lor cu lucruri pe care, de ce de fapt se protejează pe ei. Da. Să nu vină cu situații dificile la care ei nu pot să găsească o soluție. Asta fac. Îl constrâng să intre în tiparele lor ca să-i reducă din variabilitate să nu vină să-i deranjeze. Să reducă deranjul lor. Deci, toată educația asta nu este educația copilului. Este dorința părintelui de a nu fi deranjat. Da. Să nu deranjeze ego-ul. Da. Mă gândesc dacă nu asta vine și din educația asta, dacă nu are la bază comunismul, pentru că și în comunism se baza tot pe teorie, nu? Așa, dragi tovarăși, așa și așa și așa și aia trebuie să faci. Deci se dădeau reguli și direcții de sus tot timpul. Și ei, părinții fiind crescând într-o educație și crescuți într-un stil de genul ăsta în care ți se spune ce să faci, au luat exemplul ăsta, modelul și l-au aplicat și în familie. Că și conducerea nu vrea să aibă surprize. Exact, același loc, același joc, da. E totul despre... Stai, cum era în video care... Protecția părinților. Nu, trebuie să reduci, trebuie redusă nu vulnerabilitatea, mediul în care trăim să fie fix, să nu cu Varietatea mediului ca să variabilitatea. nu să fie Cu suprimat. variabilitatea, Deci exact. Deci părintele nu face decât mediile. să-l țină în niște tipare pe care el îi le dă. Da. Eu nu ești din tiparele acestea, că altfel nu mai știu ce să fac. Și îmi Da. creez probleme. Dar în video ăsta cu doamna care vorbea despre documentul ăla NASA, ea vorbea la un moment dat despre reducerea variabilității.
Adică ei, stăpânii la lume, vor să creeze un mediu pentru oameni ca să se simte oamenii protejați, unde variabilitatea este foarte, foarte scăzută. Adică știi, totul este deja planificat și nu mai există surpriză. E și care e riscul? Păi riscul acolo e că tu nu mai ai instinct de supraviețuire. Te atrofiezi ca în orașul cu șoricei. Joicei, la orașul cu șoricei, la cum se numește, Univers 25, care le-a luat conflictul. Deci Da. problema lor că ei nu se puteau dezvolta că nu mai aveau conflict. Da. Și înseamnă că instinctul de supraviețuire, care și aici au spus că noi ne naștem cu el, la un moment dat, la a doua, a treia generație, nu l-a mai avut. Da, este Nu mai făcut în știau așa. ce era. Este făcut în așa fel încât stăpânii la lume să nu fie supuși la o variabilitate foarte mare, noi să nu le creăm probleme, să rămânem într-un cadru pe care l-au definit și să nu le Da. creăm tiparele, să nu ieșim din tiparele respective, ca să poată să le controleze. Este esențial pentru ei. Și de aia e nevoie de foarte multe reguli. Foarte multe reguli și să ia, adică totul să fie foarte bine ca să dispară conflictul. Când a Da. dispărut confruntarea, atunci, de fapt, obțin foarte multe. Încep să și mor, scade sistemul imunitar. Când de fapt lumea lui Dumnezeu este variabilă, că tu ai spus că prezentul se mută sau realitatea se schimbă permanent. Și ai văzut un lucru, aveau toată asistența medicală posibilă, dar sistemul imunitar scădea. Deci primeau tot ceea ce doreau, dar sistemul imunitar scădea. Asta înseamnă că când primești toate avantajele de pe lume, nu, comoditățile și bunăstarea, vei muri. Că scade sistemul imunitar. Ca să nu mori, trebuie să ai confruntare. Le-a luat confruntarea. Fantastic. Fantastic. Bine, și confruntarea, mă gândesc că există o limită acolo când o depășești. Trebuie să fie un echilibru. Așa. Unde a rămas? La el, nu? Da. El nici nu cere, nici nu primește atenția ei totală, fiindcă nu are stocate dorințe, nici forme ancestrală să erodeze dedicarea pentru aici și acum. În concordanță cu caracterul economic al naturii, nu vrea mai mult decât are nevoie. Ia uite aici ce zice. Nu are stocate dorințe, el, adică bebelușul. Nici foame ancestrală care să erodeze dedicarea pentru aici și acum. Da. Deci bebelușul nu cere și nici nu primește atenția mamei totală. E vorba despre grupul în tribul ăsta, fiindcă nu are stocate dorințe. De ce nu are dorințe? Pentru că mama nu are dorințe, că dacă mama ar avea dorințe, energetic i-ar transmite copilului să se opună dorințelor mamei. Nici forme ancestrală să erodeze, nici foamea ancestrală să erodeze dedicarea pentru aici și acum. În concordanță cu caracterul economic al naturii, nu vrea mai mult decât are nevoie. Iar ei ce fac tot timpul? Tot timpul ne împing să vrem mai mult decât ne trebuie. Exact. Da. Nu vrea mai mult decât are nevoie. Când umblă în patru labe, un bebeluș poate merge cu o viteză considerabilă. Printre ecoana priveam neliniștită cum un bebeluș se repezea de-a bușilea și se oprea la marginea unei gropi de 1,5 m săpate pentru noroi și cărămizi, de cărămizi. În periplul lui prin zonă a făcut asta de câteva ori. Cu aparentă lipsă de atenție a unui animal care paște pe marginea unei prăpăstii, se rostogolea în poziția șezând, cel mai adesea cu spatele la groapă. Ocupat cu un băț sau cu o piatră sau cu degetele lui de la mână sau de la picioare, se juca și se rostogolea în toate direcțiile, în aparență neatent la groapă, până mi-am dat seama că ateriza oriunde, numai în zona periculoasă.
Mecanismul condus neintelectual de autoconservare funcționa perfect și, fiind atât de precis în calcule, funcționa la fel de bine la orice distanță de groapă, începând chiar cu marginea. Nesupravegheat, sau mai bine zis, la periferia atenției unui grup de copii care se jucau cu aceeași lipsă de atenție față de groapă, a preluat responsabilitatea relațiilor proprii cu toate posibilitățile înconjurătoare. Singura sugestie de la membrii familiei lui și din partea societății era că se așteptau să fie capabili să aibă grijă de el însuși. Deși încă nu putea merge, știa unde putea găsi confort dacă îl voia și rare ori avea nevoie. Dacă mama lui mergea la râu sau la o grădină îndepărtată, lua adesea cu ea, ridicându-l de o închietură și contând pe ajutorul lui să-și țină echilibru pe șoldul ei sau să se țină de un sling dacă purta unul să susțină greutatea bebelușului. Oriunde mergea, dacă îl punea jos într-un loc sigur, se aștepta ca el să rămână în siguranță, fără supraveghere. Da. Un bebeluș nu are inclinații sinucigașe și are un set complet de mecanisme de supraviețuire de la simțuri, cel mai grosier nivel, până la ce s-ar putea numi telepatie accesibilă zilnic, la nivelele cele mai puțin evidente. El se comportă ca orice animal care nu poate apela la experiență ca să-i folosească rațiunii. El face ceea ce este sigur, fără să fie conștient că a ales. Da, deci el face. Deci asta este, noi le facem din instinct. Deci nu ai nevoie de efort intelectual permanent. Este în mod natural protector cu propria stare de bine și se așteaptă din partea neamului său să fie astfel și a fost crescut să fie așa de către capacitățile lui născute împreună cu nivelul lui de dezvoltare și de experiență. Dar aceasta, din urmă, este așa de redusă la vârsta de 6, 8 sau 10 luni, încât contribuie foarte puțin în fiecare caz și aproape deloc în situațiile noi. Este instinctul cel care asigură autoconservarea. Totuși, nu este numai un primat evoluat din mamifere. Începe să ia și caracteristici specific umane. A, deci ea pune partea asta că e evoluat de la maimuță, de fapt. Instinctul ăsta de autoconservare vine de la maimuță. Tinde din ce în ce mai mult în fiecare zi să învețe cultura poporului său. Începe la rândul său să distingă între rolul tatălui și al mamei în familia lui, în viața lui. Maică sa rămâne statornică în rolul avut până acum la toate popoarele. Acela de dăruitor și îngrijitor, care nu așteaptă nimic în schimb decât satisfacția de a fi dăruit. Mama lui se ocupă de el doar fiindcă el este acolo. Existența lui este motiv suficient pentru a-i garanta dragostea ei. Acceptarea ei necondiționată rămâne constantă, pe când tatălui iese în evidență ca un personaj important, interesat de dezvoltarea comportamentului său social și de avansarea lui spre independență. Aprobarea tatălui se manifestă când copilul o câștigă. Iubirea mamei este necondiționată. Dragostea constantă a tatălui menține același caracter cu a mamei, dar are suprapus un strat de aprobare potențială în funcție de performanțele copilului. Astfel, natura asigură și stabilitate și motivare către socializare. Mai târziu, tatăl se va distinge din ce în ce mai clar drept reprezentant al societății și va conduce copilul, arătându-i prin puterea exemplului ce se așteaptă de la el, înspre alegerea comportamentului adecvat, obiceiurilor specifice la care va participa. Exact cum spuneam noi, prin puterea exemplului. Da. Deci copiii iau comportamentul tău, se uită la el. Arătându-i prin puterea exemplului ce se așteaptă de la el. Și chiar dacă nu-i prezentă, îți ia exemplu. Poate să fie pe partea cealaltă a globului, că îți ia comportamentul. Da. Deci aici le spune. Da, au zis câteva lucruri bune. La bebeluș au dat un delir, da.
A dat un delir. Au delirat. Merge pe la sfârșitul paginii și ne oprim, că dormim. Te ajungi la limita puterii, Da. energiei. Masters. Frați, surori și alte persoane, toți încep să ia roluri diferite în lumea lui. Pentru a ajunge acolo, vreme va exista un aspect maternal, chiar dacă unul puțin semnificativ în toate asocierile lui. Va avea nevoie să-i se lămurească, să fie ajutat și protejat în timp ce crește înspre autonomie. El va continua să semnalizeze conform nevoilor lui, iar mesajele lui vor continua să fie irezistibile pentru adulții din jurul lui, până când acestea se vor diminua în timpul adolescenței lui. Între timp, el va deveni sensibil la semnalele de tandrețe venite de la copiii mai mici și se va comporta cu ei într-o manieră maternală, în timp ce se va lansa scântei similare către copiii mai mari sau adulții de care încă depinde în vreo măsură sistemului de sprijin în viață. Pentru băieți, bărbații vor deveni inspirația majoră și exemplu în învățarea rolului lor în cultură și a felului cum se fac lucrurile în societatea lor. Fetițele vor imita femeile când nivelul lor de dezvoltare le spune că asocierea ar trebui să se schimbe în participare. Uneltele, le vor fi oferite dacă ele sunt dificil de manufacturat. De exemplu, stă în puterea unui copil să vâslească o canoe sau să se joace că o face mult înainte să fie capabil să-și sculpteze o vâslă proprie. Când vine vremea, el sau ea primește o vâslă micșorată la scară făcută de un adult. Înainte să vorbească, băieții primesc arcuri și săgeți cu care fac un exercițiu foarte util, având în vedere că săgețile sunt drepte și reflectă în mod precis abilitățile lor. Nebunie. Da. Nebunie. Da. O mică concluzie. Mică concluzie. Ne bucurăm că au spus aici câteva lucruri interesante și adevărate, cum că puterea exemplului este cel care educă și nu teoria, faptul că acești copii din nu, acești oameni din grupul din Amazon trăiau conform, erau pasivi, aveau o atitudine pasivă față de celălalt, nu indiferentă, adică se susțineau, dar nu interveneau. Înțelegeau poate indirect că fiecare are traseul lui sau viața lui și durerea lui. Deci nu puteau face mai mult decât să fie prezenți în viața lor, în viața lor directă. Fără să dea direcții, fără să dea sfaturi, fără să dea verdicte de e bine sau nu e bine. Apoi am descoperit că bebelușii nu au dorințe și că Numai maimuțele au dorințe. exact. Și că nu iau mai mult decât au nevoie, ceea ce înseamnă că ei ne împing pe noi să avem mai mult decât e nevoie, deci contra naturii. Da? Că îi spune aici că în concordanță cu caracterul economic al naturii, nu vrea mai mult decât are nevoie. Deci, faptul că pe noi ne împing să vrem mai mult, ne pun în contradicție cu natura, ne pun În în conflict cu dușmanie cu natura, natura. da. De-aia vor să salveze natura, deci vor să salveze natura De om. de om, de lăcomia omului. Iar omul, puii de oameni, la fel ca și cei de animale, se nasc cu spiritul de a supraviețui. Iar noi trebuie numai să lăsăm să își dezvolte acest spirit de a supraviețui. Da, eu mă bucur că au fost câteva adevăruri aici spuse. Da. Ce avem ce?
Discutăm. Bun, Ce mulțumim discutăm? frumos. Pe mâine sau când se poate. Miercuri, Marius. Bine, mai bine. Bine, pa!